Experiență de neuitat pentru câțiva copii din Pașcani. Timp de 3 zile, aceștia au participat la numeroase activități propuse în cadrul unei întâlniri, unde au participat peste 300 de cercetași din toată țara. La evenimentul denumit simbolic cu balonul în jurul Iașului, din Pașcani au participat 20 de persoane care fac parte din centrul CRINI. Trei zile intense cu 10 de activități pentru cercetașii din Pașcani, Constanța, București sau Suceava care au participat la evenimentul cu balonul în jurul Iașului. În perioada 1-3 mai au avut loc târguri cu diferite obiecte făcute de către tinerii talentați, ateliere de orientare, supraviețuire ecologice, bucătărie. În comparativ cu edițiile precedente, Scoutis 2, 3, 4, la care am fost și eu, data asta au fost chiar mai mulți participanți, aproape 300 am fost și pot să spun că atmosfera a fost, nu știu, de vis, cum ar fi. Una dintre cele mai îndrăgite activități a fost aceea când au trebuit să meargă cu balonul prin Iași. Surpriza pregătită de organizatorii evenimentului, cercetașii din Valea Lupului, a fost că balonul era unul cu heliu și nu unul cu aer cald care să-i plimbe deasupra Iașului. Vineri a fost plimbarea cu balonul în jurul Iașului și cu toții credeam că o să fie cu un balon cu aer cald, dar la fiecare patrulă ne-au dat un balon cu heliu și ne-au zis să ne plimbăm în jurul Iașului. Da. Și chiar ne așteptam să mergem cu balonul cu aer cald. Am avut 13 puncte prin Iași, transport gratuit pentru că aveam eșarfă. Și pentru Teona, zilele petrecute în campul de la Iași au fost de neuitat și îi descrie ca o experiență pe care ar vrea să o repete. Mai mult decât atât, și-a făcut și mulți prieteni. La mine a fost prima oară, prima ediție a mea. A fost o experiență minunată. Mi-am făcut noi prieteni, chiar dacă mai cunoșteam. Mi-am făcut noi prieteni și am cunoscut noi lideri care au mentalități diferite și au trecut prin mai multe experiențe și ne-au povestit. Cei peste 300 de cercetași formați din elevi de gimnaziu și însoțiți de adulți au mers la punctele de atracție turistică din oraș, cum ar fi Mănăstirea Cetățuia, Biserica Sfinții Trei Ierarhi sau Casa Memorială a lui Sadoveanu. Au mai venit și centrele locale din București, au fost 3 centre de fapt din București, au venit din Negreoaș, au venit din Bălțați, au venit foarte mult din prejurimi în general. Și a fost și din partea Maramureșului. Dacă plăteam mai repede, aveam 40 de lei de plătit și dacă ne înscriam pe ultima 100 de metri, plăteam 50. După festival a urmat festivitatea de încheiere și înmânarea diplomelor de participare.